Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul meu din această seară chiar nu are nevoie de nicio prezentare, cu toate că este tânăr, se bucură de foarte multă notorietate atât la nivelul orașului Giurgiu, cât și la nivelul întregului județ, iar pe de altă parte are o vastă experiență politică. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru din această seară este domnul Toma Petcu, copreședintele ALDE filiala Giurgiu. Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Domnule președinte, s-au produs o serie de evenimente atât la nivel național cât și la nivel local pe care îmi doresc să le abordăm în această seară. Dar înainte de asta, aș dori să vă rog să ne spuneți în ce stadiu, ce face ALDE acum, când mai sunt câteva luni înainte de alegerile parlamentare. Dacă mă întrebați, pot să vă răspund din două puncte de vedere. Primul, acela de președinte al organizației județene și al doilea, cel de vicepreședinte la nivel național. Vreau să vă spun că ALDE, atât la Giurgiu cât și în țară, este în plin proces de analiză la tot ceea ce s-a întâmplat la aceste alegeri. A fost primul examen electoral pe care ALDE l-a trecut. Noi spunem că l-a trecut cu brio, pentru că am fost, în afară de cele două forțe politice mari tradiționale, PNL și PSD, am fost singurul partid care a reușit să facă pragul de 5% la nivel național. Vreau să spun că suntem într-o perioadă de analize și de, să spunem, încercăm să găsim ce probleme avem și acolo unde trebuie să facem anumite modificări, vom acționa să le facem. La nivel de organizație județeană, vreau să vă spun că în prima noastră prioritate este ca acele localități în care nu am avut candidați și n-am reușit să, în perioada scurtă în care ne-am înființat și venind alegerile peste noi, n-am avut timp suficient să ne organizăm. Avem câteva localități în care nu avem, să spunem, la momentul actual, sunt 10 la număr, nu avem organizații. Încercăm să rezolvăm această problemă. Al doilea lucru ține de organizația municipală, unde chiar astăzi am avut o ședință de birou municipal și am făcut o serie de, să spunem, reanalize și reașezări, pentru că avem un nucleu destul de puternic la nivel de municipiu. Și principalul nostru obiectiv și țel este ca singuri, pe propriile picioare, așa cum am reușit și la alegerile locale, să intrăm în Parlament, să facem pragul de 5% și să intrăm în Parlament în toamnă. Este dorința noastră, dacă am dat separat, și a noastră în județe și a domnului președinte Călin Popescu Tăriceanu și a domnului Daniel Constantin, pentru că doar așa poți să dovedești că ești un partid serios, chiar dacă procentul tău este de 6, 7, 10%, nu poți să fii la nivelul partidelor tradiționale care au 25 de ani de vechime, dar dacă reușim și cred că vom reuși să trecem de pragul de 5%, eu cred că vom fi singurul partid, poate cu excepția UDMR-ului, rămâne de văzut că au și ei ceva probleme, care va mai intra în Parlament. Este un obiectiv pentru noi, un obiectiv care ne obligă, ne motivează, ne pune la muncă și cred că lucrul ăsta contează foarte mult. Legat de tenacitatea și munca de care ați dat dovadă și faptul că ați demonstrat, chiar ați performat, spun eu, s-a reușit să aveți 3 primari la nivel de județ, 3 consilieri locali și 3 consilieri județeni, din punctul meu de vedere, consider că este o reușită a muncii noastre. Domnule președinte, noi trăim într-un carusel din asta, într-o nebunie din asta, în care ne parvin fel de fel de informații care la un moment dat ne bulversează, ne atacă psihic, la un moment dat nu mai știm ce să credem. Astăzi urmăream la televiziunile centrale ceva legat de faptul că PSD-ul acuză UNEPR-ul că a trădat, UNEPR-ul spune că nu este adevărat că PSD-ul a trădat prin cei 10 senatori pe care i-a preluat PSD-ul. Despre ALDE se spune că domnul Constantin, copreședintele, așa, Constantin? Daniel. Daniel Constantin ar fi nemulțumit de faptul că domnul Tăriceanu ar avea discuții directe cu domnul Dragnea. Ori toate lucrurile astea, eu nu știu dacă sunt reale, de aceea vă întreb pe dumneavoastră și o să continui pe Vreau să vă spun că, fără să mă laud, chiar ați întrebat o persoană autorizată să vă spună la această întrebare, nu sunt sigură, dar fac parte din acel comitet de fuziune la nivel național. Comitetul de fuziune este conducerea restrânsă de 20 de oameni, la care se adaugă cei 2 copreședinți, care în fiecare săptămână se întâlnesc și stabilesc prioritățile pentru fiecare săptămână, modul de organizare, schimbările, toate aceste decizii se iau la nivel de comitet de fuziune. Marți am avut un comitet de fuziune la ora
10 la sediul partidului din Chiselev. Vreau să spun că nu există niciun fel de problemă și tensiune între Daniel Constantin și Călin Popescu Tăriceanu sau orice alt membru important și de vază din partid. Acum nu putem noi să vorbim de organizații locale și așa mai departe, vorbim de structura centrală. Ba din contră, vreau să spun că prioritatea celor doi este cea de care v-am vorbit mai devreme, aceea de a intra în Parlament, de a reorganiza, avem discuții pe organizațiile care n-au performat și acele județe care n-au trecut de 5%, vor fi modificări majore făcute acolo, în sensul că vor fi schimbate conducerele, vor veni oameni noi cu suflu nou și cu altă viziune și dorință, dar această problemă este o teză falsă, n-am apucat să văd la televizor, mai m-a întrebat cineva, chiar am avut o ședință de birou politic municipal și m-a întrebat cineva în ședință și a zis, domnule, n-am văzut la televizor informația asta, am verificat și eu pe internet. Asta ți-am văzut. Da, am verificat pe internet, n-am văzut nicăieri știrea. Se naște întrebarea firească de altfel. Cui folosește aceste manipulări, această dezinformare? Pentru că la un moment dat oamenii, sincer vă spun, îi ducem spre o derută, spre necunoaștere. E ca și cum ne-am aflat undeva într-o zonă din asta crepusculară în care chiar nu mai putem înțelege. Haideți să vă spun ceva. Această fuziune care s-a realizat între PMP și UNPR, pe mine pe Giurgiu mă sperie deloc. Pentru că, dar la nivel... Nu, haideți să spun și de ce spun lucrul ăsta. La nivel național, cred că mutarea lui Traian Băsescu, că este doar mutarea lui Traian Băsescu, domnul Steriu, care a fost într-o perioadă preferatul lui Băsescu pentru Ministerul Agriculturii și nu numai, domnul Steriu doar a acceptat ce s-a propus, fără să aibă niciun fel de... Bine, și partidul dumneavoastră intrase într-o perioadă foarte delicată și a fost nevoit să accepte lucrul ăsta. Dar vreau să spun că Traian Băsescu a făcut această mutare pentru că simțea că ALDE este singurul partid care trece și simte în continuare care trece pragul electoral. El n-a trecut pragul electoral și din contră el era într-un mare regres și crede că prin această mutare a reușit ca și PMP-ul să intre la nivel național în Parlament, să facă pragul de 5% și să fie jucător. Principalul care își dorește acest lucru este în primul rând Traian Băsescu. El încă are o structură puternică, nu neapărat de partid, o structură din presă pe care a finanțat-o și a dezvoltat-o foarte mult timp. Oameni care sunt zvonați de meserie și care au interesul să creeze animozități. Aceste lucruri se spun cel puțin legate de ALDE, pentru că bătălia lui Traian Băsescu în momentul ăsta este dacă el reușește să intre în Parlament și eventual să și depășească ALDE. Asta este temerea, dorința lui și temerea că nu va reuși să o realizeze. Repet, eu nu spun lucrul ăsta că mi-ar fi teamă la Giurgiu, că eu sunt convins că la Giurgiu PMP-ul unit cu UNPR-ul vor da tot 2%, fără niciun fel de problemă. N-am vreo emoție că sunt în competiție cu ei la Giurgiu, dar la nivel național, Traian Băsescu speră ca prin această mutare și acapararea altor oameni din alte partide sau partide mai mici să propulseze PMP-ul peste 5% să intre în Parlament, unde domnul lui se știe că este bun negociator, are și anumite influențe, poate avea și alte pârghii, deci dorește în mod sigur să fie premierul desemnat al României. Asta este obiectivul lui final. M-ar surprinde ca Traian Băsescu să reușească să ajungă premier în România. Nu ne mai surprinde nimic în ziua de azi. Păi, da. E bine spus că nu m-ar surprinde. De ceva timp avem un premier care n-a fost susținut politic de niciun fel și n-a fost pe nicio listă de candidatură. Avem un guvern la fel. Deci, cu alte cuvinte, nu trebuie să vă surprinde lucrul ăsta. Astfel de dezinformă nu folosește nimeni. Nici chiar lui Traian Băsescu, nici lui Dragne, nici lui, eu știu, Blaga, la niciunul dintre ei nu le folosesc. Pentru că ați văzut dumneavoastră care a fost rezultatul acestor manipulări, oamenii nu au mai ieșit la vodă. Imaginați-vă că se poate întâmpla un lucru extrem de grav. Ca oamenii, ca să folosim un termen mai academic așa, din lehamite, ca să nu folosesc un termen dur, nu vor mai ieși la vodă. Pentru că oamenii nu mai au încredere în lumea politică, în politicieni de regulă. Și dacă vom continua și vom persevera cu astfel de dezinformări, de minciuni, de urât, nu e bine deloc. Aici am permis să vă contrazic. Tocmai atunci când omul este scârbit de lumea politică și în general de reprezentanții politicului, de oamenii politici, aici este avantajul acestor dezinformări, că ele prind foarte ușor. Dacă un om ar dori să fie implicat în viață activ, implicat nu neapărat să facă politică, dar să cunoască activ viața politică și ar avea încredere în politicieni, oricare, poate să fie reprezentant oricărui partid. Poate fiecare dintre oamenii de rând, inclusiv dumneavoastră care nu faceți politică, aveți cel puțin un reprezentant în politică în care aveți încredere. Pentru omul ăla în care aveți încredere și el este în politică, ar trebui să vă intereseze lumea politică. Dar asta nu este motivul principal pentru care ar trebui să vă intereseze lumea politică, ci faptul că este demonstrat de 25 de ani de zile cel puțin
că politicul decide tot ce se întâmplă în jurul nostru. Aveți și dumneavoastră nevoie de un politic așa cum este, mai sănătos, mai nesănătos, un politic care face lucruri bune sau poate mai puțin bune, dar fără politic nu se poate. Asta este o chestie demonstrată nu în România, în toată lumea. Peste tot conduc partide politice, oameni politici, mai blamați, mai curați, dar cel puțin în România, eu vă asigur că în ultimii 4 ani de zile clasa politică s-a curățat foarte mult. Și spun acest lucru și prin acțiunile DNA-ului și ANI și toate instanțele, dar și prin votul cetățenilor, electoral. Vreau să spun că foarte mulți oameni care poate nu meritau să fie în politică au fost trimiși acasă. Dumneavoastră aveți dreptate. Dar mesajul ăsta trebuie să-l spuneți oamenilor de fiecare dată de câte ori vă întâlniți cu ei. Și pe stradă, și în întâlniri colective, și în întâlniri de grup. Să le explicați oamenilor că trebuie să iasă la vot. Astăzi am fost să mă tund. Am crescut se pără așa și m-a certat colegul meu, cameraman, că sunt urât. Eu știu lucrul ăsta, dar el mi-a spus. Vă stă tăia bine și cu părul lung, dar cum vă stă mai bine? Și mulțumesc. De formație profesională. Am întrebat-o pe frizeriță cu cine a votat. Nu a fost, la vot. A apărut un copil care era atunci zero pe aici și cu aceva așa o chică din asta care vrea să o egaleze. Să nu știu ce. L-am întrebat, tu cu cine ai votat? Ai fost la vot? Da. Am fost să-mi anulez votul, să nu-l folosească altcineva. E bine, să știți că lucrul ăsta se perpetuează și se mărește. Nu se strânge, se mărește, se lărgește. Din ce în ce, oamenii nu înțeleg ceea ce spuneți dumneavoastră, că dumneavoastră, politicienii, sunteți cei care țineți în mână viețile noastre. Numai că viețile noastre, în ultima perioadă, nu au fost deloc roze, sau cel puțin la media din țările dezvoltate. Noi trăim ca o țară din aia, din, eu știu, Guinea Bissau sau știu cum. Așa este, aveți dreptate, dar vedeți dumneavoastră, nu sunt de acord cu tânărul care a spus că nu vrea să-i fure cineva votul, nu se mai întâmplă lucrurile astea de ceva timp. Da, probabil că a avut în minte lucrul ăsta și a vrut să se asigure că nu-i să fură votul. Dar vreau să vă spun că această lehamite, această neprezență la vot și scârbă de politică, din păcate de multe ori favorizează politicienii care ar merita mai puțin să câștige. Care sunt reprezentanții de regulă unor partide mari și tot timpul au grijă să fie candidații lor și doar printr-un joc politic ar bazinele electorale care se motivează la vot doar pentru că au o convingere politică, ei sunt membrii PSD, PNL, vorbesc de cele două partide care au bazine mari tradiționale, se motivează la vot și practic favorizezi prin neprezența ta posibilitatea ca un candidat care n-ar merita, care, despre care ai o cea mai proastă părere dintre toți candidații, să câștige primărie. Întotdeauna am spus și am explicat în politică cetățenilor că trebuie să ai o opțiune dintre toate opțiunile rele, trebuie să ai una pe cea mai rea și să te duci să ți-o exprimi pe aia cu speranța că va fi altceva. Eu îmi doresc de mult ca în România să nu se mai voteze doar împotrivă sau să nu se mai voteze, să se schimbe lucrurile doar votând împotrivă. Îmi doresc mult să se voteze pe constructiv, să se voteze pe viziune, pe dezvoltare, pe credibilitate, este foarte important. Clasa politică este decredibilizată total de acțiunile ei și de oamenii care au reprezentat-o până acum. Dar asta nu înseamnă că nu are resurse să ofere altceva. Important, și aici este vina noastră, probabil că la alegerile locale de care vorbeați de Giurgiu, din Giurgiu, de oraș unde vorbeați dumneavoastră, toate partidele politice care au fost în competiție n-au putut să ofere cele mai bune soluții sau să ofere, să spunem, soluții atât de viabile încât să motiveze oamenii la vot, să fie o euforie la vot pentru un candidat. Din păcate, opțiunea noastră și baza noastră de selecție, asta este, încercăm să oferim din mediul politic ce există mai bun, credem noi. Poate nu de fiecare dată decizia este cea mai bună. Timpul zboară și aș dori să abordăm câteva teme de interes local, ce puțin în ultima perioadă, pe mine, sincer vă spun, m-au speriat. M-au speriat pentru că încă nu pot să cred că lucrurile pot să meargă spre o direcție greșită din punctul meu de vedere, iar dacă direcția e greșită, vă rog pe dumneavoastră să mă corectați și să-mi spuneți cam cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Domnul primar Nicolae Barbu miercuri a avut conferința de presă a primarului. Am participat și eu pentru că nu puteam să nu particip și să-i răpesc domnului primar plăcerea de a mă vedea.
Domnul primar, unul dintre subiectele pe care le-a abordat a fost legat de rezultatul extraordinar de prost pe care l-a obținut învățământul Giurgiuvean, ultimul loc pe țară. Noi parcă am făcut, ne străduim să rămânem pe ultimul loc. Și na, lui a găsit soluția. Eu le spun cum era înainte ca să înțeleagă toți giurgiuvenii, liceul de chimie, liceul de construcții și liceul naval. Spunea dumnealui că liceele astea trei ar trebui contopite într-un singur, două să dispară. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, de ce numai astea trei? De ce nu toate liceele din Giurgiu? Pentru că așa am performat, am fi pe primul loc și n-am mai avea niciun eșec. Considerați ca o idee novatoare? Eu știu, eu spun acum că domnul primar nu are nicio competență în sensul ăsta, adică la lui nu poate nici să desfințeze, nici să înființeze lice, nu intră în atribuțiunile dumnealui. Dar, având PSD-ul partid din care își face parte, probabil prin influență, deci hai să le desfințăm, se gândea dumnealui că este o economie la buzunarul cetățeanului. Se gândea la banii cetățeanului, pe care, de fapt, mulți dintre cetățeni nu iau. Considerați că e o idee bună să desfințeze liceul? Aș putea să, nu știu, poate aș fi subiectiv, dar vreau să spun în stare lucrul ăsta ca să nu pară că sunt subiectiv. Vreau să spun că sunt absolvent al fostului liceu de chimie actual, Miron Niculescu, și credeți-mă că n-am făcut de râs liceul și nici nu m-am făcut de râs pe unde m-am dus. Mai departe, cariera și CV-ul meu, atât din punct de vedere profesional, dar și al pregătirii profesionale, poate să demonstreze acest lucru. Și nu l-am terminat așa în vremuri vechi de dinainte de Revoluție, nici în perioada asta, să spunem, foarte actuală, dar vreau să spun că liceele pot produce oameni buni dacă sunt sprijinite să facă acest lucru. În al doilea rând, Constituția spune că trebuie să nu îngrădim, să dăm dreptul oricărui cetățean, copil în cazul acesta, are dreptul la educație. Păi dacă noi am închide trei licee unde au clase, nu știu câte au, poate n-au la capacitate de 100%, dar au la 80% capacitate clase. Eu mă întreb acei copii care se duc la cele trei licee, ce drept, ce acces liber la învățământ le oferim noi prin închiderea acestor trei licee? Că ele, chiar vorbeam ieri la o acțiune sportivă cu inspectorul școlar Oprișan, că ele trebuiesc, din punctul meu de vedere, i-am sugerat, regândite, reorientate, canalizate pe ceva mai actual, poate că trebuiesc, fără niciun fel de discuție. Și aici trebuie să gândim cu toții și am spus, domnule, din partea mea e toată disponibilitatea, cu ce pot eu să te ajut, dar ele trebuie regândite, nu închise, pentru că, vedeți dumneavoastră, când nu ești giurgiuvean, este greu să vorbești de ceva când nu-i cunoști tradiția și să spui peste noapte că îl desfințezi. Mi s-ar părea o mare greșeală, nu doar administrativă, și politică nici nu este cazul, că domnul primar abia a fost reales, dar mi s-ar părea o mare greșeală care ține de moralitate și de blazonul acestui oraș, ca să desfințezi trei licee care altădată au performat, au produs elevi și mai departe poate chiar și studenți foarte buni care elite. au muncit în Giurgiu, care au adus o plus valoare acestui oraș. Repet, din punctul meu de vedere, atât primăria, chiar și cu sprijinul Consiliului Județean, și o să facem acest lucru prin vicepreședintele nostru, domnul Andronache, sper ca și inspectoratul școlar să fie partener în această discuție, să găsim o soluție concretă pentru a rezolva această problemă. Pentru că e foarte ușor să vii să spui, domne, ce nu folosește sau ce nu performează, aici nu este ca în afaceri, nu poți să vezi învățământul școlar ca un business. Ce nu performează, închid și îl dau la o parte. Pentru că asta nu este o afacere în care trebuie să scoți profit. Aici este o activitate de educare. Dacă în urma la cei 3 ani de zile, 4 ani de zile de educare a acestor copii, ei nu reușesc să ia bacul, să vorbim în direct, în termeni direcți, nu reușesc să ia bacul, să performeze mai departe, nu înseamnă că acei 4 ani de zile au parcurs degeaba, pentru că e dreptul lor să-l parcurgă, da? Cel puțin până la învățământul de 12 clase, statul e obligatoriu și statul oferă acest lucru, da?
Deci ei trebuie să ajungă până acolo. Mai departe, că nu au capacitatea să tragă acest prag, trebuie văzut dacă este din vina elevilor, din vina părinților, din vina profesorilor sau din vina mai complexă, unde putem, pot fi cei patru factori plus factorul politic sau factorul administrativ local. Sau trebuie să anumite zone să le reorientăm, eu să ne ducem spre școli de meserii. Inclusiv societatea ta întregul ei, că da, să spun, e o sumă de factori, nu este doar un singur factor. Toate la un loc, din punctul meu de vedere, cred că concură la acest lucru. Domnul președinte, din punctul meu de vedere, este extraordinar de ușor. Cel mai ușor lucru este să demolezi, să distrugi, decât să construiești. Sărim peste acest aspect, la un moment dat, la un drag pe domnul primar, doamne, să admitem ideea că ideea noastră va fi, eu știu, va prinde contur și liceele vor fi desființate. Se vor desființa un număr de catedre. Ce facem cu profesori? Haideți să vă dau răspunsul domnului primar, pe care dumneavoastră o să vă rog să o comentați. Ce, dar ce, când s-au închis întreprinderi pe ingineri, pe maestri, i-a întrebat cineva? Considerați că este un răspuns care, într-adevăr, să ne satisfacă cel puțin așa, eu știu, moral? Până să vă răspund și o să vă răspund la această întrebare, prima întrebare care s-ar pune, cred că ar fi ce facem cu copiii care ar fi vrut să opteze pentru acele profile, pentru acele licee, pentru acele specialități care se regăsesc doar la aceste licee, unde profesori specializați pentru aceste profile predau. Deci de aici ar trebui să plecăm și ajungem și la problema profesorilor. În mod sigur că nu vreau să spun că că nu trebuie să mă satisfacă sau să mă mulțumească pe mine acest răspuns. Dar este un răspuns greșit pentru că nu, repet, nu poți să incluzi economia României, care la un moment dat s-a decis că este neperformantă, cu câteva lucruri care țin de, până la urmă, de populație, care țin de cetățenii României, care țin de ce identitatea ta proprie, că vorbim de sănătate, care este cea mai importantă, și pe urmă învățământul. Dacă nu ai învățământ, n-ai cultură, n-ai identitate. Nu poți performa. Nu poți performa de niciun fel. Nu există practic. Uitați-vă la cei care nu reușesc să treacă de 4 clase, că practic n-au identitate. Ei nu există ca și persoane. Da. Deja când vorbim de 8 sau de 12 clase, este alt nivel. Un al doilea subiect abordat de domnul primar a făcut referire la cantina de ajutor social. Spunea dumnealui că se va reduce substanțial numărul de asistați la cantină, pentru că o să-i pună pe cei care primesc mâncare de la cantină să execute, sau, eu am spus execute, pentru că mi-aduc aminte când lucram în administrație, ne trimiteau de la pușcărie oameni din ăștia care efectuau munci în folosul comunității și am făcut așa o legătură acum. Să efectueze 50 de ore muncă în folosul comunității. Am întrebat atunci, da, oamenii ăștia au copii. Și de regulă oamenii sărace au mai mulți, nu știu cum se face. 5, 6, 7. Vor executa părinții orele copiilor. Or, dacă facem un calcul aritmetic simplu, 2 părinți înseamnă 100 de ore, 6 copii înseamnă 300 de ore, înseamnă că cei 2 părinți trebuie să execute cât 400 de ore. Da. Muncă în folosul comunității pentru o farfurie de muncă. Am ajuns acasă și am răsfoit puțin legea 208, legea cantinelor de ajutor social, care, printre altele, spune următorul lucru. Această lege se adresează oamenilor în vârstă cu venituri mici, pensionarilor, se adresează oamenilor cu handicap și copiilor. Stăteam și mă întrebam cam cum ar fi să văd prin parcuri oameni în vârstă, oameni cu handicap și copii făcând treabă, ca după asta, frumos înșiruiți, să ducă la cantina ajutor social să-și iau gamele cu mâncare. Domnule președinte, eu ori sunt mai retrograd, ca să nu spun retardat, dar eu aș prefera, în locul ajutoarelor sociale, să le găsim oamenilor de muncă, celor care sunt apți de muncă. Să nu-i mai ținem
eu știu, ca un mijloc din ăsta de să-i folosim atunci când avem nevoie de ei, să-i îndobitocim, să-i ținem cu lesa, decât dacă nu faci ca mine, nu-ți mai dau mâncare. În ce țară trăim? Încep să am mari semne de întrebare în ce țară trăim, pentru că am avut, și ați văzut și dumneavoastră chiar ieri la televiziunea națională ce s-a întâmplat în Argeș. Acei oameni care, efectiv, aproape cum spuneam dumneavoastră, erau ținuți în lanțuri. Revenim pe plan local, sincer, eu chiar sper ca domnul primar să nu facă ceea ce spune, n-ar fi prima dată. Mi-aș dori foarte mult să nu își realizeze acest obiectiv de a închide cantina doar din ambiții și obiective pe care personal nu le înțeleg. La un moment dat tot se vehiculează că ar vrea să o închide doar că acolo sunt niște angajați care nu au fost alături de discutăm în campania electorală. Eu sper chiar să nu fac acest lucru doar pentru acest motiv. Vreau să vă spun că am susținut tot timpul în campanie, atunci când vorbeam de Giurgiu, că noi trebuie să vedem lucrurile pe două paliere. Giurgiu este un oraș sărac, cu probleme sociale reale. Dacă noi de mâine sau de luni, așa cum sau când își dorește domnul primar, începe să ne închipim că Giurgiu este o superputere economică a țării noastre, cum ar fi Clujul, de exemplu, care este în top la țări, la orașe în Uniunea Europeană ca nivel de trai, sau Timișoara, dacă ne închipim că Giurgiu este acolo, din păcate avem o problemă de percepție și de strategie și de viziune despre oraș. Orașul nostru este unul sărac, cu multe probleme sociale, pe care trebuie să le tratăm și în același timp să le tratăm și pe cele economice, să ne ridicăm la un standard foarte mare. Domnul primar nu a reușit să rezolve în 4 ani de zile problemele economice și de locuri de muncă, să avem o dezvoltare economică foarte mare, astfel încât să oferim suficiente locuri de muncă, decât să punem problema că putem să închidem cantina de ajutor social sau să o condiționăm de anumite, cum ar fi chiar și munca în folosul comunității, anumite condiții care personal nu le înțeleg. Dacă acest proiect de hotărâre va intra în dezbatere pe ordinea Consiliului Local, vă spun că nu voi fi de acord, dar nu că nu voi fi de acord, așa cum probabil va spune Barbu la un moment dat, că ALDE nu e de acord, din cauza că 3, 4, 5 angajați de acolo sunt membri ALDE sau au făcut campanie cu ALDE. Nu voi fi de acord, pentru că Giurgiu nu și-a rezolvat problema socială, ba din contră, cred că în ultimii 4 ani de zile ne-am acutizat-o. Diferențele de clase este atât de clase sociale și de venituri și de nivel de trai este atât de evidentă în Giurgiu, încât numai cineva care nu reușește să coboare cel puțin în campanie la nivelul foarte de jos să vadă cum trăiește populația în Giurgiu. Eu sper că această gândire și viziunea domnului primar să nu se pună în aplicare și vom susține neaplicarea ei cu argumente care țin în primul rând de problemele sociale ale orașului nostru. Spunea că ăștia trăiesc foarte bine, doamne, și că oamenii la țară tai o găină la sfârșit de săptămână și în rest trăiesc așa, cu ce dă Dumnezeu. Și că ăștia primesc mâncare... Acum, nu știu dacă el chiar a spus, s-a făcut comparația asta, dar eu țin să-i spun domnului Barbu că Giurgiu este un oraș. Noi suntem un urban, un oraș chiar reședință de județ, nu doar un oraș sau un municipiu. Suntem municipiu reședință de județ, nu suntem la țară să tăiem găini. Comparația este nefericită din punctul meu de vedere și chiar n-ar trebui să se facă asemenea comparații. Da, sunt multe lucruri pe care nu le pot înțelege, cum de altfel nu reușești nici să înțeleg pe mare parte din giurgiuveni, posibil în timp o să înțeleg, dar acum nu reușesc. Astăzi ALDE a avut conferință de presă, la care a participat domnul copreședinte Basanceac, domnul Ionel Muscalu, purtătorul de cuvânt și consilier local, și domnul Alexandru Vladu, consilier local, fost viceprimar. La un moment dat s-a pus problema cantinei sociale, s-a discutat puțin despre cantina socială și o problemă care mi-e greu să cred că se poate întâmpla în România zilelor de azi. Poate era de înțeles dacă era pe timpul lui Ceaușescu și atunci Partidul Comunist aia și spunzura, zicea, gata, de ăsta nu mai am nevoie, împușcă-l sau bagă-l la pușcării. Așa. Se punea problema ca Tanța Ionițescu, da?
i s-a pus în vedere să-și dea demisia. Și zice, nu numai Tanța Ioanicescu. Și a mai dat noi un exemplu pe domnul Corneliu Pop, directorul de la Pază Publică, care i s-a spus că dacă refuză să-și dea demisia, așa cum i-a sfătuit domnul Alexandru Vladu pe majoritatea, să nu-și dea demisia, pentru că e un act de voință unilateral demisia, să fie dat afară și atunci să vedem motivația pe care ar avea, va desfința Serviciul de Pază Publică. Îndrăznesc să vă rog să vă imaginați cu ochii minții prin ce a trecut acest om. Era o balanță. În eventualitatea în care nu renunța, se desfința serviciul și toți ceilalți oameni din subordinea lui rămâneau pe drumul, iar ca să renunțe, acum când este foarte greu să-ți găsești un loc de muncă, și bănuiesc că și lui are probleme familiale, cum avem toți de altfel toți oamenii, totuși a ales alternativa pentru care se zbârlește pielea pe mine. A dat dovadă de omenie, a dat dovadă de dragoste față de oameni. Și a dat demisia și a asumat acest lucru ca oamenii ăia să rămână în continuare în serviciu. Cum comentați, domnule? Mi-este foarte greu să comentez acest lucru. Cunosc toate aceste probleme și presiuni pe care domnul primar Barbu le-a făcut. Ați dat doar două exemple, dar sunt mai multe. Și vedeți, decizia dumnealui inițial de a închide cantina, pe urmă de a spune că, domne, nu închid cantina, dar vino și muncește în folosul comunității. Repet, sper că această decizie să n-aibă legătura... Plus restrângerea activității de la cantina social. Va opri de vreo doi bucătari. Da, să spun, sper că aceste decizii ale dumnealui să n-aibă legătură cu acea intenție și spusă clar, domnul Ionicescu, să își dea demisia să plece, doar pe motivul că nu l-a susținut pe dumnealui. Același lucru s-a întâmplat și în cazul domnului Pop și eu personal chiar vreau să spun că apreciez și îi mulțumesc pentru devotamentul față de acei colegi ai lui de serviciu subalterni pe care i-a avut domnul Pop, dar și marea omenie de care a dat caracter, și caracterul de care a dat dovadă domnul Pop. Dar din păcate trăim într-o Românie în care mentalitatea de, nu știu cum să mă exprim eu, de moșier, de vătaf, este foarte activă. Eu ne-mi închipuiam că în secolul 21, deci acum când, din punctul meu de vedere, drepturile și libertățile cetățenilor și puterea pe care trebuie să o aibă democrația poate să ne aducă în asemenea ipostaze. Vreau să vă spun că n-am mai auzit asemenea discuții, cred că din anii 90. L-am cunoscut foarte bine pe Iliescu și l-am cunoscut în două ipostaze. L-am cunoscut în ipostaza din 2008, când a câștigat primăria și a avut mulți adversari împotriva lui, unii chiar din primărie sau din jurul primăriei sau din anturajul primăriei, și nu numai că nu a dat pe nimeni la o parte, ba din contră, a încercat să și apropie, să vadă unde a greșit și nu a luat nicio măsură extremă. Mă rog, era vulcanic, era coleric pe moment, dar ipostaze de genul ori pleci, ori desfințezi serviciul respectiv, n-am auzit niciodată ca să desfințeze vreo direcție din cadrul primăriei doar pentru că vrea să dea un om afară. Dacă avea o problemă, eu spunea direct și o tranșa între ei doi. Sunt niște acțiuni pe care nu că le dezaprob, credeți-mă că mi se pare incredibile în acest moment și parcă chiar nu pot să realizez că noi, giurgiuvenii, nu noi, dar giurgiuvenii în general, au pus încă 4 ani de zile în fruntea urbei noastre un om care poate să acționeze așa. Pentru mine este poate cea mai mare supărare sau, dacă vreți, frustrare. Nu sunt frustrat, n-am frustrări, ba din contră, sunt foarte, foarte liber, foarte destopat. Dar este o frustrare ca să putem să continuăm în felul ăsta să conducem orașul. Trebuie să înțelegem că orașul nu este proprietatea primarului și nici a Consiliului Local și nici a angajaților din primărie. Orașul este proprietatea tuturor cetățenilor din oraș care trebuie să aibă dreptul de a decide. Nu doar o dată la 4 ani. Repet, din păcate, prin toate aceste lucruri și prin faptul că ele nu se comentează decât în mici cercuri din mass media, mie mi se par niște măsuri care probabil că nici n-ar fi trebuit la un moment dat să fie gândite de cineva, nu puse în aplicare. În mod sigur, noi vom semnala, așa cum a făcut domnul Vladu astăzi, vom semnala de fiecare dată toate aceste derapaje, le vom taxa. Din păcate, acolo exista o soluție extremă ca domnul Pop să rămână să se lupte în continuare cu dorința domnului primar, dar cu riscuri foarte mari
ca o mare parte din acei angajați și poate chiar toată, să spunem, toată societatea se cepază până la urmă să se desfințeze și oamenii să-și pierdă locul de muncă. Sper ca din această lecție pe care oferă viața nouă tuturor, oamenii să chipzuiască foarte bine atunci când aleg să iasă la vot și să voteze pe cineva, sau atunci când aleg să nu iasă la vot și să nu voteze pe cineva. Da. În Câmpina, cred că comportamentul primarului este datorat frustrării, bănuiesc, pe care noi o are, că din 58.000 de votanți au votat doar 10.000, probabil ar fi fost satisfăcut dacă din 58 l-ar fi votat 60, dar din păcate n-am ieșit la vot decât 26 și 10.000, aproape 10.000 l-au votat pe dumneavoastră. Probabil genul acesta de frustrare îl determină să ia măsuri astea coercitive, care sunt măsuri, cred eu că nu are nicio legătură cu legalitate. Nu știu dacă există posibilitatea să atace în instanță astfel de comportament, sau probabil legea e așa... E greu de demonstrat, nu... E greu. Posibilitatea primarului să e greu de demonstrat. În punctul meu de vedere, nu ar fi trebuit să se ajungă vreodată la un astfel de discuție. Nu se punea, nu trebuie să punem problema cum ar trebui să fie dată în judecată sau ce. Nu, împreună nu trebuie să ajungem aici. Asta este cel mai important. Domnul Matescu, de la drumul de la direcția de drumul la Consiliul Județean, și-a dat demisia, da? Da. Am văzut demisia dumneavoastră, copie după demisia dumneavoastră. Subsemnatul Matescu, director, așa. Vă rog să-mi acceptați demisia, urmarea sugestiei dumneavoastră. Am vorbit cu domnul Matescu, acolo am înțeles că a fost o înțelegere între el și n-am prea multe detalii spre deosebire de primărie, între el și președinte. M-a sunat și știu, că el a convenit să facă lucrul ăsta. Știți ce se întâmplă acolo? A fost o discuție că la un moment dat este ok când vii în fruntea unei instituții să spui, domne, nu pot să lucrez cu tine. Și sugerez să faci un pas în spate sau în afară sau într-un fel. Nu pot, nu suntem, nu avem aceeași chimie. Îmi doresc să-mi aduc un om alături de mine care să mă susțină. Dar de aici și până la a merge să desfințez o direcție sau o societate a instituției respective doar ca să dai un om afară, este o mare diferență. Dar voi să vă contrazic. Legat de chimie între două persoane este valabil atunci într-o relație de dragoste între un bărbat și o femeie. O secundă. Chimie politică, da? Am nevoie de susținerea ta politică și atunci te țin sau nu te țin lângă mine în interiorul unui partid. Dar când e vorba de o instituție și e vorba de capacitate, de probitate profesională, pentru că nu există chimie între noi, dar ăla este un foarte bun profesionist și îi dai cu șutul în fund și îi spui du-te, nu mi se pare tocmai normal. Acum, eu nu știu discuție dintre cei doi. Nu, a fost discuția să treacă pe o funcție inferioară, a fost mine, m-a frapat, așa, modul de adresare. Subsemnatul, vă rog să-mi aprobați demisia. Dar acolo chiar a fost o chestie convenită să treacă pe funcție... Da, știți ceva? Președintele Consiliului Județean semnează și pune rezoluție pe astfel de cere. Aici nu pot eu să vorbesc. Urmarea sugestiei făcute de noi. Am înțeles. De arânsul plânsul, cum ar spune domnul Gachi. Da. Ce e de făcut, domnule? Pentru că v-am mai întrebat și anul trecut când v-am avut invitat în emisiune și dumneavoastră atunci ați fost de acord cu mine și cred că sunteți în continuare de acord cu mine că Giurgiu este un oraș mort din toate punctele de vedere. Domnule, nu zic că sunt rele investițiile astea. Chestia aia cu bărcuțele e bun, da? Hala de pește, am înțeles că peste două săptămâni va veni un domn de la Sibiu, un domn de la Galați, domnul de la Sibiu. Mă abțin să fac comentarii, probabil o să vă spun mai multe amănunte despre dumnealui. S-a întâlnit cu domn primar, am înțeles acum vreo două săptămâni și posibil dumnealui va câștiga și un lucru bun și ăsta. Da, e bine. Chiar și bărăcuța aia de carton din parc, nu mai contează valoare, e bună și ea. Dar asta nu ne ține de foame, domnule președinte. Asta nu ne dă posibilitatea să ne mai uităm unul în ochii celuilalt
să ne strângem mâinile, să ne invităm la grătar, cum făceam în timpul la Rua lui Ceaușescu, ce faci sâmbătă? Păi zice, sunt acasă. Auzi, vin la mine să facem un grătar sau în fața blocului, sau mergeau la pădure. Oamenii socializau, cu toate că nu existau telefoane mobile și atât de multe calculatoare, dar se întâlneau, comunicau. Nu mi-ar place să apuc să mai trăiesc cel puțin un an de zile momente de genul ăsta, să văd autobuzele pline cu oameni că se duc la serviciu, că se calcă în picioare ca să ajungă la ora fixă la program. Aș vrea să văd copiii alergând pe stradă și jucându-se fericiți și cu pachetele puse în, în ghiozdănel de părinți de acasă. Așa se văd lucrurile astea. Un an de zile și cum gata, le-am văzut, pot să plec în altă zonă. O să apuc, crede să... Eu personal mi-aș dori să apucați și vreau să vă asigur că tot ceea ce depinde de mine voi face din poziția care o am acum și ce alte posibilități o să am pe viitor, voi face acest lucru. Dar vorbind de dezvoltarea orașului, vreau să vă spun ceva. Am văzut zilele trecute o emisiune, zilele trecute, acum o săptămână ceva, o emisiune în care a fost invitat domnul Dâncu la un post de televiziune națională. Dom'le, și l-am auzit pe domnul Dâncu spunând că aproape ministerul dumnealui, dar nu neapărat ministerului, că nu e să ocupă de acest lucru, ci este un departament la nivelul SGG-ului, acum am înțeles, secretarul general al guvernului, acum am înțeles că a fost transferat către Ministerul Economiei la domnul Borc. Există un departament, ARIS se numește acolo, Agenția Română de Investiții Străine. Acum se numește Departamentul pentru Investiții Străine în România. Și spunea și domnul Dâncu și l-am văzut și pe domnul Borc la o săptămână, spun că prin acest departament nu mai fac față cu direcționările către localități a investitorilor de afară care vin și au interes pentru România. Deci vă dau cuvântul de onoare. Nu, luați înregistrarea. Vă spun și emisiunea unde a fost Lara Reș Bogdan amândoi acum două săptămâni. Și spunea că sunt foarte mulți investitori străini care vin și doresc să facă investiții în România. Unde? Și în funcție... Păi, stați să vă spun. Unde? Păi vă spun, România e nu vreau să reduceți România la Giurgiu. Am rugămintea asta la dumneavoastră. Deci Giurgiu nu e timp de un an și jumătate am reușit să văd toată România și vreau să spun că lucrurile sunt total disproporționate între sudul și estul României cu ceea ce înseamnă dincolo de Carpați. Dar o disproporție atât de mare încât nu puteți să vă închipuiți. Aproape între cum ați compara Giurgiu cu Viena. Cam asta este diferența. Vreau să vă spun că a spus o chestie foarte interesantă domnul Borc acolo în completarea spusele de cele de domnul Dâncu, că acolo există o serie de scrisori de intenții și de prezentări ale tuturor localităților din România, a spus dumnealui. Eu nu cred că există acest lucru pentru că ele sunt trimise de primarii din localități, din fiecare județ, în care își prezintă eventualele oportunități de investiție și de afacere în România și în zona lui, în orașul lui, în localitatea lui. Eu în primul rând mă întreb dacă Giurgiu are trimis către acest departament, care acum este la Ministerul Economiei, o astfel de prezentare din care se poate vedea ce oportunități prezintă Giurgiu. Dacă o are, foarte bine. Aș vrea să întreb dacă, nu știu, domnul primar, în ultimii 2 ani de zile, a fost cel puțin în audiență, mai ales că timp de un an și jumătate, aproape 2, a fost făcut parte din partidul care a fost la guvernare și care a coordonat acest departament prin secretarul general al guvernului, când premier era Victor Ponta. Întrebarea mea este dacă domnul primar a avut vreodată vreo discuție cu acest șef al departamentului despre oportunitățile din România. Eu nu duc în derâdere ce a spus Borc și Dâncu, tind să cred că sunt oameni serioși și au spus serios că sunt foarte mulți investitori care vin în România și se adresează acestor departament. Pentru că iau, când vin orice investitor care vine în România, și nu mă refer la cei strategici, că ea sunt prea importanți, un simplu investitor nu vine și se aruncă așa, merge pe stradă și întreabă, domne, cum ajung și undeva. Au departamente de comerț în ambasade și merg împreună cu ambasadorii și toți ambasadorii, împreună cu atașații economici din România, îi îndrumă către acest departament. Întrebarea mea este dacă s-a făcut vreodată acest demers către acest departament și dacă s-a încercat să se aducă investitori aici care chiar să aibă intenția să investească. Eu vă spun, avem câteva probleme în sudul țării care țin de infrastructură. Nu avem o autostradă la care cel puțin să existe un proiect. Nu vorbesc să lucreze așa cum se lucrează la autostrada Transilvania sau la Lugoj-Deva.
până la Timișoara. Dacă ar exista un simplu proiect de o autostradă în România, avem doar autostrada pe sud care duce până la Constanța, dar în rest izolează partea de Muntenia și de Oltenia. Calea ferată în Giurgiu, uitați-vă că este inexistentă și n-am reușit, din păcate, mulți dintre noi care am fost la un moment dat pe anumite poziții, să demarăm cel puțin la nivel de studiu de fezabilitate și proiectare reabilitarea podului de la Grădiște. Înainte de campania electorală se vorbea de podul de la Grădiște, bănuiesc că se va vorbi din nou acum în campania da, parlamentară și în schimb podul va rămâne în aceeași situație. Apropo de ce spuneați dumneavoastră, dacă domnul primar a făcut, eu știu, vreo solicitare către departamentul pe care nu știu. Păi tot domnul primar spunea că investitorii în Giurgiu nu vin pentru că nu au muncă calificată. Deci motivația lui că nu avem investitori și investiții în Giurgiu și locuri de muncă este datorată faptului că nu avem muncă. Pe de unde știe investitorii dacă avem forță de muncă sau nu? Păi probabil le spune și... domnul primar. Nu, asta nu are cum să le spună. Pentru că, de ce cine sunt autorizați să spun acest lucru sunt cei de la GOFM, care prin multiplele programe de reconversie și reformare, reconversie profesională, sunt convins că mulți oameni și-au făcut, să spunem, reconversie profesională pe multe meserii de care ar fi nevoie. Sigur că da. Nu cred că Nu. Domnul primar a făcut această speculație în ideea că trebuie să reînființate școlile profesionale. Sunt de acord. Domnule, este un lucru bun să reînființăm, dar ca școlile profesionale, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, sau cel puțin dacă nu ați prins momentul ăla... Am prins școlile profesionale. Da, școlile profesionale erau în directă legătură cu o întreprindere. Spre exemplu, cei care făceau strungărie erau, să zicem, cu Imugu, cei care făceau sudură erau cu șantierul naval. Deci toate școlile profesionale se creau în jurul unei industrie. Sigur că da. Ori acum să admitem ideea, facem o școală profesională de strungari. Unde se duce? Domnul Mandu, dați-mi voie să vă spun ceva. Toate companiile serioase care vin și investesc în România sau în orice țară, dar vorbim de România, își caută forța de muncă pe plan local și nu numai, în primul rând, și de al doilea rând și o școlarizează și o pregătesc pe tot. Haideți să terminăm cu asta. Este o teză care nu există, să fim serioși. Mai spunea domnul ei își găsesc oamenii și îi pregătesc, îi formează ei. Nu e, stați niște că n-au nevoie. Știți, pe mine mă roade chestia asta. Eu spuneam de autobuzele alea în care să ne urcăm, să mergem la serviciu. Da, eu... Știți ce spunea domnul primar? Domnul, și pe undeva ai dau dreptate. Zice, domnule, păi, am evoluat atât de mult tehnic, încât nu mai este necesară atâta forță de muncă. Și atunci, cu forța asta de muncă excedentară, ce facem noi? Împușcăm? Nu, e o teză falsă. Dacă am fi progresat atât de mult tehnic, încă nu avem nevoie de forță de muncă, s-ar fi dovedit prin PIB-ul orașului, nu știu, prin produsul intern brut și prin producția pe care ar fi trebuit să o avem. Nu. Asta e o teză falsă. Că, într-adevăr, prin tehnologiile existente, în 2 sau 5 muncitori rămân 3 sau 1, este foarte posibil. Dar noi vorbim nu de înjumătățire, vorbim de inexistență. E o diferență foarte mare. Între a nu exista economie, pentru că vă sunt clar cu toată răspunderea pe care pot să am un om care cunoaște bine și ce înseamnă producție, care cunoaște bine și ce înseamnă mediul privat, pentru că am activat 6 ani de zile și nu într-un foarte mic, la un nivel destul de mare, și care știu ce înseamnă și statul român sau ce compania de ținut statul român, ce am putut să văd într-un an de zile la AVAS. Vreau să vă asigur că în Giurgiu, la ora actuală, nu există niciun fel de economie, niciun fel de producție. În afară de aici, în zona liberă, unde italienii de la OMA mai produc câte ceva, în rest, nici la Vestalpin nu este producție. Acolo este doar debitare. Deci acolo este un produs care se transformă în produs finit și vânzare. Este mai mult o zonă de logistică, de dealer. Deci nu avem producție. Singura producție, mai e ceva țesătorie și pe la, ceva țesătorie pe la Dunăreana și pierdut și omul la zona liberă. În rest, strict în oraș, nu vorbesc de județ, strict în oraș nu avem niciun fel de producție. Trebuie să realizăm acest lucru. Vorbim de prestări de bune și servicii, putem să vorbim despre orice altceva. Dar producție în Giurgiu, din păcate, nu există. Și cine îți dă o plus valoare reală și destul de mare este producția, nu prestarea de bunuri și servicii, nu aceste categorii. Acolo sunt veniturile sunt foarte mici și câștigurile. Și atunci în ce să spere giurgiuvenilor?
Primarul și l-a ales pentru 4 ani de zile. Da, e o întrebare dificilă. Vreau să vă spun că și eu, ca giurgiuvean, am nevoie de aceea speranță. Nu fac parte în alte categorii. Locuiesc în Giurgiu și atunci când eram secretar de stat, am mai spus lucrul ăsta. La 12 noaptea mă urcam în mașină și veneam acasă. Vreau să dorm pe perna mea, să stau cel puțin 6-7 ore la mine în ora, să plec înapoi. Și în continuare sunt tot aici. Cu toate că am avut și am posibilități oricând pentru o situație destul de convenabilă pentru familia mea să părăsesc Giurgiu. Și în aceeași întrebare mi-o spun și eu, ce șansă avem? Singura șansă pe care o văd este ca tot spectrul politic, până la urmă, care contează acum fără să supăr pe nimeni, și aici mă refer la PNL, PSD și împreună cu noi, să creăm cele mai bune condiții pentru a putea să dezvoltăm orașul, vorbim strict de oraș. Dacă nu avem această capacitate și să înțelegem, să ne punem la masa dialogului și să venim cu soluții concrete și să fie acceptate, pentru că uitați-vă ce s-a întâmplat la ultimele două ședințe de Consiliu Local. Doar pentru faptul că consilierii noștri au avut o poziție corectă și legală și am explicat de ce nu am votat acel proiect de hotărâre cu rectificarea de buget, am fost tăvăliți și s-a văitat domnul Barbu în toată presa. Numai că după o săptămână a venit cu modificările exact cum am spus noi, ceea ce înseamnă că am avut dreptate. Deci asta îmi doresc, ca domnul Barbu, atunci când are o viziune, o strategie sau când vrea să facă ceva pentru dezvoltarea orașului, nu ne interesează pe noi proiectele mărunte pe care sunt de zi cu zi de activitatea strictă a primăriei sau subordonatelor primăriei, dar cel puțin proiectele strategice care țin de buget, care țin de dezvoltarea orașului, care țin până la urmă de partea socială, și aici ne referim la cantina de ajutor social, care se referă la învățământ și vorbim de acea idee cu comasare. La aceste proiecte, domnul primar, să țină cont de toți factorii politici care sunt în Consiliul Local și care, repet, fiecare reprezintă un vot al cetățeanului, că reprezintă 4.000 de voturi sau 10.000 de voturi, n-are nicio relevanță, ei reprezintă acolo niște cetățeni. Este foarte important că poate fiecare dintre noi avem o idee bună pe care putem să o punem în practică. Eu personal niciodată n-am o pretenție că ceea ce spun eu este de fiecare dată corect și trebuie aplicat în tocmai. Dumneavoastră aveți dreptate. Numai că PSD-ul e un mastodont. În cel puțin în județul Giurgiu, și se reflectă chiar și la Consiliul Județean și Consiliul Local, mai nu dețin majoritatea. Numai la Consiliul Local, că atunci când e nevoie de două treimi, are nevoie și de susținere noastră. În rest, vor face ce vor. Asta, de ce spun? Pentru că PSD-ul a mai fost tot așa roșu, tot județul, 4 ani de zi, și în Giurgiu nu s-a schimbat nimic, ba din contră. Faptul că oamenii n-au ieșit la vot și nu există oarecare stare de echilibru, credeți că partidul, chiar eu știu, PNL-ul e mai mult partid istoric. Nu, a rămas doar istoria. Ăsta. Nu, a rămas doar istoria, de, dacă îmi permiteți. Istoria. Păi nu, glumă. Asta așa, ca să glumim puțin. Da, mai astăzi ne-a fost prezentat noul președinte interimar al organizației municipale, în persoana domnului Cosmin Marciu. Imediat au început. E un nume comun, Marciu, așa pentru. Da, păi stai să vă spun. Imediat au început băieții să spună, zice, domnule, ce, PNL-ul și-a băgat în casă calul Troian. Zice, ce, nu știu că ăsta e nepotul lui Marciu de la PSD, finul lui George de la GECOR, ce, da, mă. Acum, eu nu știu dacă este adevărat și chiar nu-mi doresc lucrul ăsta, îmi doresc ca noul președinte al organizației municipale să fie un liberal convins, autentic și să facă treabă, pentru că îmi doresc să cred că dreapta este soluția, pentru că stânga am văzut ce a făcut și trăim pe propria noastră piele. Dar nu eu pot să hotărăsc, cel mult pot să-mi spun un punct de vedere și mi l-am mai spus. Dar rezultatul a fost. Da. Oamenii sunt mulțumiți. Dacă îmi permite să comentez, din păcate, rezultatul acestor alegeri locale a aruncat organizația Giurgiu a PNL-ului într-un haos mai mare decât era înainte de alegeri. Eu am atras atenția tot timpul, nu neapărat atras atenția, poate dacă vezi politic, electoral, am speculat acest lucru și am spus că în organizația Giurgiu, județeană, în organizația PNL-ului, există mari probleme și aceste lucruri s-au concretizat acum, în primul rând, prin dispariția unor lideri foarte importanți. Vreau să vă spun că Dumitru Beanu
reprezintă și a reprezentat și reprezintă încă o voce puternică în politică și în administrație, în Giurgiu. Nu este folosit. Este păcat de acest lucru. Domnul Florian Nicolae, ok, a trebuit să se retragă niște motive independente de dumnealui, pe care personal nu le-aș fi văzut chiar așa, dar mă rog, e decizia dumnealui. Dar acel decalog de care a mai făcut rabat PNL-ul și pe în altă parte și se putea face și aici. Retragerea dumnealui din funcția de președinte al Consiliului Municipal este o pierdere pentru PNL. Vreau să spun cu toată sinceritatea pe care pot să o am față de acest partid, este o pierdere foarte mare. Îl cunosc bine pe Cosmin Marciu. Eu l-am introdus în politică, a fost vicepreședinte la mine când eram președintele organizației municipale. E un băiat tânăr de perspectivă, dar știți ce se întâmplă? Nu de fiecare dată tinerețea este o calitate. Ai nevoie și de multă experiență, de dorință de muncă și de credibilitate. Credibilitatea se câștigă cel mai greu. Credibilitatea la om ți-o câștigi greu și o pierzi foarte repede. Asta este ca și promisiunea. Domnule președinte, abia aștept să ne reîntâlnim, dar din păcate timpul alocat emisiunii noastre au zburat, colegii îmi fac semne disperate. Time out. Așa că, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși vinerea viitoare. O seară bună vă doresc!